Lucrările de reabilitare pentru bulevardul Porțile de Fier din Drobeta Turnul Severin ar putea începe în acest an. Cota de finanțare a fost aprobată în ultima ședință de Consiliul Local, iar în prezent urmează să se definitiveze proiectul tehnic, după care va urma licitația. În ședința de Consiliul Local în care s-a aprobat bugetul pentru anul 2016, s-a luat o hotărâre foarte importantă și anume s-a aprobat cota de cofinanțare pentru reabilitarea bulevardului Porțile de Fier, care face legătura în toată zona industrială de sud-vest din Drobeta Turnul Severin. De asemenea, s-au actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru această investiție. Practic, foarte pe scurt, primul pas este ca în perioada aceasta să se definitiveze proiectul tehnic pentru reabilitarea bulevardului Porțile de Fier, urmând ca în baza acestui proiect tehnic, în momentul în care se va definitiva, să se lanseze efectiv licitația pentru execuția lucrării. Eu am convingerea fermă că în anul acesta vor începe lucrările pentru reabilitarea bulevardului Porțile de Fier, iar acest bulevard este important în primul rând pentru faptul că face legătura cu toată platforma industrială la sud de municipiul Drobeta Turnul Severin, fiind acolo angajatori foarte mari care au nevoie ca de aer de infrastructură bună pentru a-și continua afacerile și pentru a atrage, de ce nu, alți investitori în această zonă. Acesta nu este singurul bulevard intrat în atenția autorităților locale pentru reabilitare. Urmează Tudor Vladimirescu și Revoluției.